Eram pe punctul să nu mai filmez clipul ăsta, fiindcă mi se pare foarte târziu, un an față de când îl făceam eu, dar am zis că totuși nu strică un clipul favorit, așa, din când în când, de degustare, ca să zicem. Și astăzi am venit la voi cu favoritele din beauty ale lui 2023, dar mențiunea este că sunt produsele care mi-au plăcut cel mai și cel mai și cel mai mult tot anul, pe care le-am folosit, recumpărat, iubit și pe care le voi recumpăra. Și în plus de asta nu sunt multe. Asta apropo de ce vă întrebasem pe Instagram, că voiați clipuri lungi, că vreți clipuri lungi. Nu ăsta, fiindcă avem foarte puține produse, dar sunt foarte, foarte bune. You have to trust me here because they are the best. Cel puțin dacă sunteți ca mine și aveți tenul mixt uscat așa, păr gras, piele uscată pe corp, I got you. Și o să începem cu singurul produs de skincare. Mă rog, ar putea să intre două la categoria asta, dar mi-a fost lene să le iau pe al doilea. Și este vorba despre SPF-ul de la Revox. Încă îmi place foarte, foarte tare, încă îl folosesc și mi se pare unul dintre cele mai bune de pe piață. Pe lângă asta mai e și super accesibil. Și îmi place că pot să-l port în fiecare zi sub machiaj, nu-mi îngrașă tenul, nu mă face să lucesc, nu-mi alunecă machiajul, pentru că mai sunt unele creme cu SPF care sunt groase, te face să arăți ca și cum ai avea, nu știu, tenul gras, lucești de la ele și nici nu se așează machiajul ca lumea. Încă îl iubesc foarte, foarte tare. Și al doilea produs care ar veni la pachet cu el ar fi vitamina C de la Revox și aceea îmi place foarte, foarte tare pentru că nu am nicio reacție de la ea. Este vitamina C 20% cu acid ascorbic și nu am, eu personal n-am nicio o reacție de la ea și mi-a plăcut și îmi place că pot să o folosesc și dimineața și seara și n-am probleme, este foarte, foarte ok. Apoi, în materie de make-up, iară, trei produse, terminăm repede, nu vă țin mult. În primul și în primul rând, același fond de ten. Cred că și anul trecut tot pe ăsta l-am avut, de la Maybelline. Dream Urban Cover, are SPF 50, este un aport suplimentar de SPF, ca să spunem așa. Nu este super din ăla cu acoperirea mare, adică nu acoperă super, super tare, dar efectul este foarte natural. Adică dacă te dai cu ăsta și mai ales dacă le aplici cu un burețel, nu sunt șanse să pară că ai, nu știu, o tonă de ten cu ială pe față. Din contră, arată foarte, foarte bine și se aplică bine și rezistă destul de bine. Cam, să zicem, 8 ore, ceea ce pentru mine 8 ore în condițiile în care stau toată ziua cu mâinile pe față e mai mult decât ultra ok. Da, îmi place în continuare și cel mai probabil îl voi recumpăra, dar nu nuanța asta, că am o nuanță 103 care e tot timpul prea deschisă pentru mine. În mod surprinzător e deschisă pentru mine. Apoi, un produs pe care l-am descoperit și îmi dau seama cât este de murdar și îmi pare rău, dar ăsta e ambalajul. L-am descoperit când am fost în Roma anul trecut în Italia și am fost la Kiko și am luat teoretic el e un CC cream, dar se poate folosi ca bază sau ca topper peste fondul de ten. De ce spun asta? Îi zice skin trainer, CC blur, așa se numește, dar nu l-aș recomanda să-l folosiți pe toată fața ca un fond de ten sau ca un BB cream, ci doar pe zonele unde aveți pori. Este genul ăla de produs super siliconat care ajută la estomparea porilor, adică ți acoperă porii. Dacă aveți probleme cu acneea, cu din astea, cum le zice, cicatricile de la acnee sau cu porii mari și dilatați, asta este foarte bun pentru că ajută la estomparea lor. Se întinde, efectiv, simți că e super siliconat și se întinde super, super bine. Și după care vii cu pudra. De aia zic că e mai degrabă ca un topper. Eu îl am în nuanța medium pentru că l-am luat pe vară când eram bronzată, dar se potrivește și acum și de aia zic, nu este neapărat un produs pe care să-l aplici pe toată fața, ci doar local, acolo unde ai porii dilatați. Și face o diferență. Acum, în funcție și de porii pe care i-ai, că m-am uitat și eu la filmările mele, în unele filmări pare că am tenul super smooth, așa, fără pori. În unele filmări pare că efectiv s-au adunat toate craterele pe fața mea. Este și de la lumină, este și de la machiaj și de la tenul meu, adică evident nu o să-ți rezolve toate problemele, dar
o soluție de moment, mai ales dacă ai, nu știu, niște poze de făcut sau ceva, este foarte bun. Și după aceea poți să vii cu o pudră, pulbere peste și să îl setezi. Singurul mic mare dezavantaj este că nu îl văd pe tenul gras. De ce? Pentru că el deja are o consistență relativ grasă și s-ar putea să vă facă să fiți mai uleioase, să arătați mai uleioase decât e cazul. Și nu prea îl văd pentru fetele cu ten gras. Dar dacă aveți probleme cu porii, dați-i o șansă, mai ales că acum s-a deschis Kiko în România, puteți încerca. Tot de la Kiko am rujul ăsta, care este, nu știu, este într-o nuanță din asta piersicie și ăsta a fost rujul pe care l-am folosit toată vara. Este o nuanță de piersiciu rozaliu așa, care e foarte bun pentru vară, pentru mine, și a fost, nu știu, de când l-am cumpărat și până a dat frigul, numai pe ăsta l-am purtat, pentru că mi s-a părut o nuanță super neutră, așa, care nu mi-a îngălbenit dinții, chiar dacă era piersiciu, că eu am probleme cu nuanțele astea de piersică, că cam îngălbenesc dinții. Dar ăsta nu mi-a îngălbenit dinții și e super hidratant. E senzația aia de balsam de buze foarte lejer, dar pigmentul rezistă, în ciuda faptului că este un ruj clasic, normal. Și e super slick, l-am și pierdut prin genți de câteva ori, dar partea bună e că l-am găsit și cu siguranță să vreau să mai cumpăr rujuri din asta, pentru că mi-a plăcut foarte, foarte tare ăsta. Și da, am observat că sunt niște rujuri bune. So, da. Apoi, trecem la păr și cu părul am stat foarte, foarte bine anul ăsta. Nu mai țin minte dacă am descoperit produsele astea la final de 2022 sau în 2023, nu mai țin minte, dar de când le-am descoperit le folosesc numai pe astea și chiar văd o diferență în ceea ce privește părul meu. Poate mă mai vedeți o ciufulită așa pe aici, pe acolo, dar de felul în care se simte părul meu este fabulos și este de la produsele astea și cumva m-au câștigat în sfera produselor de păr profesionale, pentru că știți că eu eram foarte sceptică, mă gândeam că sunt produsele drugstore, sunt la fel de bune ca astea profesionale în ceea ce privește părul și că nu știu ce. Ei, mi-am schimbat radical părerea și este vorba despre șamponul și gama în general de la Vela Professional, asta Oil Reflections. Ăsta este șamponul care mi-a plăcut foarte, foarte tare. Am aici ambalajul de la balsamul de păr. Am avut și masca, nu știu pe unde, mi s-a terminat și nu știu pe unde e ambalajul. Ăsta este ambalajul de la balsamul de păr și în cu ele vine și uleiul de păr, care este chiar unul dintre cele mai bune ever. Ăsta, uleiul ăsta de păr de la Vela, Oil Reflection, îmi place la nebunie și îți face părul foarte moale, miroase bine și efectiv vârfurile nu mai par atât de arse sau de uscate cum cu el. Atenție că trebuie foarte puțin, nu puteți mult, da? Deci atenție că nu trebuie foarte mult ulei. Nu e greu dens, dar totuși e un ulei pe care mai ales dacă ai firul de păr subțire, dacă îl pui cu generozitate pe păr, se lasă, dar în rest este foarte, foarte bun și uleiul de păr și de fapt toată gama asta. Am încercat și altă gamă de la Vela, dar pentru părul meu, deci pentru un fir de păr subțire care are tendința să se îngrașe foarte repede, gama asta Oil Reflections este mai bună și în ceea ce privește balsamul sau masca alternez, nu le folosesc de fiecare dată pentru că n-am nevoie, nu simt nevoia să le folosesc de fiecare dată când mă spăl. Îmi ajunge șamponul care nu încarcă părul și îl lasă chiar super mătăsos, ca și astăzi n-am folosit nimic în afară de șampon și de ulei. Sunt foarte, foarte ok produsele astea și mă înțeleg foarte bine cu ele și v-am zis, de când le-am descoperit, sunt fana lor numărul 1 și stau cu ele și le țin lângă mine, sunt în baie acolo și nu le mai dau drumul ever. Apoi, o descoperire mai recentă, așa, din decembrie sau nu știu când am luat, stați că vreau să-i pun eticheta la loc că s-a desfăcut stând în duș. În noiembrie, decembrie, nu mai știu, la sfârșit de... Habar n-am, cred că în Vlogmas am luat totuși, am făcut un haul de la Notino și am luat produsele astea și am un gel de duș aici. Stați că am pus eticheta invers. Wack, wack. Așa, de la Mario Bădescu. Este un gel de duș cu... Aha, așa.
Și o să ziceți, da, păi ai pielea uscată. Da, dar în același timp am tendința să fac coșuri pe corp și câteodată sunt atât de enervante că nu le pot ține în frâu cu nimic. Și am observat o super, super mare diferență de când folosesc acest gel de duș. Da, usucă pielea, dar după vic și hidratez bine pielea și imediat am văzut cu ce hidratez eu. Dar gelul ăsta de duș efectiv mi-a schimbat complet pielea și e super că nu mai am treabă și uitați cât am consumat din decembrie și până acum și mă spăl zilnic cu el, adică nu e, chiar n-ai nevoie de o cantitate foarte, foarte mare. Asta, eticheta se desface că a stat în duș și acolo se face tot timpul abur și s-a desfăcut. Dar am păstrat-o ca să vedeți despre ce produs e vorba. Și da, usucă pielea, dar în același timp am văzut tot diferența, nu mai am coșuri, mai ales pe brațe făceam și pe piept. Hai că pe piept le mai țineam eu în frâu, dar pe brațe chiar nu reușeam deloc să le țin în frâu. Și este foarte, foarte enervant când se întâmplă treaba asta. Dacă aveți acne pe corp, eu cred că merită să-i dați o șansă, dar v-am zis, atenție că usucă pielea. Eu am văzut o diferență și e mult mai bine cu el și de-aia îmi place la nebunie și cu siguranță o să-l recumpăr pentru că îmi face foarte bine. Și cu ce hidratez pielea după? În 90% din situații, nu tot timpul, dar 90% din situații, cu același produs pe care vi-l prezint, cred că de când sunt eu pe YouTube, cred că din anul 2-3 de YouTube, vă prezint produsul ăsta. Este produsul, cred că, cel mai longeviv de la mine de pe canal. Este imposibil să fi stat mai mult de un an de zile pe canalul meu și să nu mă fi auzit măcar o dată vorbind despre produsul ăsta. Și știu că multe l-ați încercat la recomandarea mea și v-a plăcut și mă bucur tare, tare mult. Am ajuns în punctul în care am început să-l folosesc pe post de cremă de mâini, cremă de picioare. Le-am folosit și cremă de, și pe post de cremă de față. Am avut niște iritații la un moment dat de la niște produse noi pe care le-am încercat și nu mai trecea iritația cu nimic, nimic, nimic. Și am folosit crema asta, loțiunea asta, de fapt, vreo două seri. Și pentru că nu are alcool și alte nebunii în ea, mi-a calmat instant pielea, știți? Ceea ce vroiam să pun cica balmul ăla de la Roche-Posay, dar l-am folosit și pe ăla atunci, în perioada aia, și n-a făcut nimic, știți? Și nu l-am mai pus. Dar, da, e vorba despre crema de la Neutrogena, loțiunea de la Neutrogena, asta albastră, nu aia roșie, Deep Moisturizing Fast Absorbing Body Lotion de la Neutrogena. V-am zis, este cel mai longeviv produs de la mine de pe canal. Este genul ăla de produs pe care, efectiv, eu l-aș cumpăra oricând. Nu contează câți bani am, la ce produse aș avea acces. Este atât de bună crema asta că nici nu are sens să te chinui cu alte produse. Are un miros când o aplici de lipici așa puțin, puțin, puțin de tot de aracet, dar se duce super repede, dar vă zic că merită chinul de a trece. O folosesc ca cremă pentru cuticule și credeți-mă că nimic nu mi-a hidratat mai bine cuticulele decât crema asta. Jur! Deci m-am chinuit săptămâni întregi să-mi dau cu ceva pe mâini ca să-mi hidratez cuticulele și nimic nu hidratează ca asta. Cum am zis, o folosesc și pentru mâini și pentru picioare și bineînțeles pe tot corpul și când o folosesc constant nu mai am probleme cu pielea uscată. Cum o întrerup câteva zile, săptămâni, se mai întâmplă să o întrerup că mi se termină sau, mă rog, lenea. Eu este un motiv foarte, foarte întemeiat. Cum simt diferența? Da? Deci este o cremă, o loțiune de corp absolut fabuloasă și dacă n-ați încercat-o, măcar pe asta, dintre toate produsele, trust me, go on this one. Știți, dacă n-ați încercat-o, măcar pe asta să o încercați. Da, și astea sunt produsele mele top preferate. În 2023 nu prea am încercat produse noi, în afară de ce v-am arătat aici și ce m-a dat pe spate. Nu am fost mare amatoare de a mai testa produse. Nu știu, am început să găsesc produsele care îmi plac, știi, cu care rezonez foarte bine și nu mai simt nevoia să tot caut, să tot caut, să tot caut. De-aia poate părea și boring, de-aia nici nu am mai făcut foarte multe clipuri pe tema asta. Machiajul mi l-am ținut foarte, foarte simplu, după cum știți, nu mai am nevoie nici măcar de palete de ochi, dar rămite de alte nebunii. Eu nu o văd ca pe o delăsare, ci mai degrabă ca pe o relaxare din faptul că am găsit ce-mi trebuie pentru nevoile mele, mi-e bine așa cum sunt eu,
nu am nevoie să tot experimentez, să tot caut alte produse, să verific, să dau greș și așa mai departe. Am mai încercat câteva produse, dar dacă nu sunt în clipul ăsta, înseamnă că n-au fost geniale sau nu le-am testat pentru o perioadă suficient de lungă de timp, așa că this is the best by my book pentru 2023. Evident că puteți să-mi spuneți și voi în comentarii dacă ați întâlnit ceva produse senzaționale, pentru că oricum sunt deschisă la sugestii, chiar dacă să zicem că mi-am găsit eu produsele care îmi plac foarte tare. Dacă ziceți voi că sunt foarte bune produsele alea, sunt tentată să le încerc. Altfel, nu prea mă mai dau în vânt așa să cumpăr în disperare produse cosmetice. So, this is it pentru astăzi. Vă mulțumesc dacă v-ați uitat. Dați un like și un share la clipul ăsta și ne vedem în clipul următor. Vă pup! Ciao!